Azi, în curtea Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, 12 autospeciale marca Dacia Logan neinscripționate așteptau să fie distribuite serviciilor din cadrul instituției. Vorbim de o nouă etapă de aplicare a programului de reînnoire a parcului auto inițiat de Ministerul Afacerilor Interne. Începând de vineri, Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu a fost dotat cu 12 autospeciale. Dintre acestea, două sunt destinate structurilor de crimă organizată și transporturi, 10 vor merge la structurile operative ale inspectoratului. Aș exemplifica aici Serviciul de Investigații Criminale, Serviciul de Investigare a Fraudelor, Serviciul Criminalistic și toate celelalte structuri operative de la nivelul orașelor din județ, Giurgiu, Bolintin Vale și Mihăilești. Cele 12 autospeciale sunt destinate intervențiilor la evenimente de genul infracțiunilor judiciare, iar prin această activitate se urmărește creșterea operativității intervenției, obținerea unor rezultate cât mai bune și o mai mare siguranță pentru polițiștii care le vor folosi. În acest fel, parcul auto al Inspectoratului de Poliție se înscrie în parametrii normali, având în vedere că din 2005, Giurgiu nu a mai primit nicio mașină nouă destinată polițiștilor. Din fericire, în momentul de față, la nivelul inspectoratului, avem un parc auto bine dotat. Avem un parc auto care în momentul de față satisface nevoile inspectoratului, urmând ca și de la aceste servicii de unde noi vom retrage alte autoturisme să le redistribuim către alte structuri. Așa cum bine știți, la momentul de față niciun post de poliție din județ nu mai este să nu aibă un autoturism Logan inscripționat, bine pus la punct, reparat corespunzător acolo unde s-a impus. Deci, la întrebarea noastră, răspunsul este că în momentul de față avem o creștere din punct de vedere al intervenției la evenimente prin aceste dotări. Din noiembrie 2014 și până acum, Inspectoratul de Poliție al județului Giurgiu a primit 3 autospeciale Dacia Duster, 15 mașini Dacia Logan inscripționate și 12 neinscripționate. Ar mai fi nevoie de mașini noi pentru poliția rutieră, dar conducerea inspectoratului promite că va gândi soluții pentru ca și această structură să beneficieze de dotări noi cât mai curând.